Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. În ce s-a costumat Ana Morodan de Crăciun? Vedeta și-a uimit fanii cu apariția sa. Ana Morodan este unul dintre cele mai controversate personaje din showbizul românesc. Aceasta are apariții care te lasă fără cuvinte, iar felul ei direct face ca toată lumea să o țină minte. De Crăciun, Vedeta s-a transformat și a uimit pe fani cu alegerea sa. Cum s-a costumat Ana Morodan de Crăciun. Ana Morodan este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară. Bijuteriile ei masive, eleganța, dar și felul său direct nu te lasă să o uiți prea ușor. Aceasta este prezentă pe rețelele de socializare și a împărtășit fanilor un videoclip foarte haios. Vedeta s-a costumat într-un personaj neașteptat. Ea a recunoscut de mai multe ori că nu este o fană a Crăciunului, iar de data aceasta, Grinci a fost inspirația sa. Și-a vopsit toată fața de culoarea verde, a purtat o maletă neagră alături de o rochie cu franjuri, în aceeași culoare, ce imita iarba. În picioare a avut o pereche de cizme lungi, cu toc cui și platformă. Ana Morodana a avut mai multe roluri, filmând în diferite locații din București, de la mersul la cafea până la a defila pe un podium imaginar. Hai să ne veselim și să ne odihnim, a scris Ana Morodan pe rețelele de socializare. Ana Morodan vrea să-și deschidă o nouă afacere. Despre Ana Morodan se cunoaște faptul că este o femeie de afaceri de succes. Aceasta a deschis mai multe firme și reușește să facă o mulțime de bani datorită cunoștințelor pe care le-a dobândit. Vedeta s-a gândit să deschidă o firmă de pompe funebre fiind că moartea nu se demodează niciodată și are deja un slogan Veniți cu mine în paradis. Totodată, vrea să le personalizeze și să fie pe placul tuturor, indiferent că vorbim de culori strălucitoare, pene sau alte ornamente. Moartea nu se demodează niciodată. Oamenii mor și pe recesiune, așa că vreau să fac o firmă de pompe funebre. Toți prietenii mei mi-au spus că e mega inflație. Sloganul vreau să fie veniți cu mine în paradis. Vreau să crie superbe, căptușite cu volane roz, din tul, cu mătase naturală sau de astea cu latex sicrie personalizate, pe roz, pe bordeaux. Putem să punem și pene. Vrem să facem și monument VIP. Putem face și pentru privechi, cu dans ceva, că prea e toată lumea pe jelanie la noi. De ce nimeni nu se gândește să înmormânteze pe cineva în sicriu transparent cum e albă ca zăpada? Eu nu vreau să fiu îngropată, vreau incinerată. Fiecare suntem datori cu o moarte, la urma urmei. Vreau un mormântări diferite total, Până la urmă, moartea trebuie celebrată. Să fie o înmormântare de aia să oprească lumea pe stradă. O să avem și servicii pe lux, dar și pentru toate buzunarele. Vreau preoți din toate religiile, nu doar ortodoxi. Calogom doresc să fie un sicriu mic, zâmbitor. La mexicani, de exemplu, moartea e doar o trecere. Aici, în România, oamenilor le e frică de ea ca de necuratul. Eu vreau să fac bani cu asta începând de luna viitoare, a dezvăluit Ana Morodan, în cadrul emisiunii pe care o prezintă.